Am revenit în direct. O mireasă din India a murit chiar în timpul nunții sale, dar în loc ca ceremonia să se oprească, familiile mirilor au decis să continue. Tânăra a făcut atac de cord și s-a prăbușit după ce a schimbat ghirlande cu viitorul soț, conform tradiției nunții hinduse. A fost chemat medicul din sat, dar nu a putut să o salveze. Puși în fața acestei situații, după o discuție grea, părinții s-au înțeles ca sora mai mică să ia locul. Decizia neobișnuită ar putea fi explicată prin tradițiile locale. Familia miresei ar fi avut de primit zestre, iar mirele trebuia să evite stigmatul de a se întoarce acasă fără soție.